Iată, acum aș fi bucuros să mă suspende. Să mă suspende, să plec. Iată, acum vă spun cinstit că odată și odată o să mă întorc atunci când o să fie lege în fotbal, lege în țară. Eu nu vreau să fiu șantajat de către mafia asta. Odată am intrat pe mâna ei, data trecută, nu mai intru. С таким подходом наших руководителей клубов у нас действительно не будет перспектив привлечения в дальнейшем в наше судейство молодых арбитров. Victor Ostap i-a numit pe arbitri idioți după ce Rapidului i-a fost anulat un gol pe motiv de offside în ultimul minut al partidei cu Zimbru, încheiat nedecis 0-0. Potrivește asta. Iată, meciul cu Milsame. Meciul cu Tiraspolul. Ce-mi trebuiește mie asta? Eu două zile după asta retrăiesc. Nu mai bine stau acasă, la un televizor frumos. Privesc campionatul Angliei, privesc campionatul Spaniei. Dar ce-mi trebuie mie murdăria asta să vin? Rapid se află pe locul nou în clasament, cu 7 puncte la activ după 8 etape. Miercuri, formația pregătită de Sergiu Secu va primi replica lui Sfântul Gheorghe.